doctor, ia stai așa. Ia chiar, ia stai așa. Păi ce face noi? Toată lumea, vă rugăm să coborâți. Să prezentați actele la control. Domnilor invitați, Curtea Constituită în cinstea sosirii dumneavoastră la cea de-a 20-a ediție a Festivalului de Umor Oltenii și Restul Lumii, vă prezintă onoare. Bună ziua, soldați! Se trăim! De această primire au avut parte toți cei care astăzi au trecut vama la Slatina și dacă, de obicei, într-un astfel de punct de trecere a frontierei trebuie să prezinți documente, la Olteni e pe dos. Aici toată lumea primește pașaportul. 3 milioane, băi? Da. Băi, lasă-mă, băi! N-acule așa, 3, 2, 1, atât, băi, ți ajungi, da, dracului, că-i scumpi. Da, e Olteni. Așa? Acu' e Olteni. Gata, băi, te-ai așa, băi, te duci. Păi prazul! Băi, mă duc la piață, măi, mă așteaptă muiera! Păi prazul, prazul! Trebuie să ne dai prazul! Păi prazul, vând prazul, măi! Nu, nu-mi predai nouă, că altfel nu treci! Păi cum dracu, spune, dau prazul, măi, frate, și eu și mai vând acolo! Păi dacă dai documente! Asta e energia oltenească! Cea de-a 20-a ediție a festivalului se bucură de prezența unor actori renumiți la nivel național, dar și a delegației engleze sosite ieri la Slatina. Anul acesta avem mult mai mulți musafiri, avem musafiri în primul rând din toată țara. Sper că se simt bine, dar mai mult decât atât avem și invitați din Anglia pe care am făcut Olteni și pe ei. Mi-au promis din tot sufletul că o să revină și o să facă o țara lor în Anglia care să o să se numească Oltenia. Pentru câteva zile noi suntem capitala umorului în România. Asta e un lucru minunat. Ce poate fi mai frumos când începem cu Zaibărda nostru, cu pastramă, cu mămăliguță, cu o oră oltenească, astea lucruri frumoase și sper să ne țină așa tot anul, nu să nu muncim tot anul, sper să ne țină să ne fim destinși, să fim veseli, pentru că avem nevoie și de umor. Mi se pare exotică și neobișnuită pentru mine, dar mă simt bine. Specifică oltenilor sau se putea și mai bine? Păi, nu știu, nu cred că se putea mai bine. E foarte bine. Dacă e foarte bine, e foarte bine. Și oricum e o treabă unică. Nu se mai face nicăieri, decât la Olteni. Oh, it's been a wonderful day, most interesting. You have a lovely country. We are very impressed with the way you are careful with your heritage and your culture, and you're very proud of it. I think that's great. You feel Olten? Do I feel Olten? Oh yes, of course. I have my passport. Specially. Pastramă, mămăliguță, vinul și neaușul praze oltenesc au fost pe gustul tuturor celor opriți la vamă pentru a-și primi pașaportul și porția de bucate. Nimeni nu a avut însă curajul să spună bancuri cu Olteni. E și rândă pastrama. Pratul gustăm mai târziu. Zaibă, ce nu-l gustați acum? La întoarcere ca să putem să bem zaibărul. Zaibărul a apucat cineva să-l guste? Eu, excelent. Da, e bun. Din preparate nu am gustat, numai am crezut că e must, dar e vin și nu mai pot. Este tare? Da, deci nu este must. La mine, mi-a venit vin în loc de must. Nu știu, poate l-am primit de 5 minute și deja s-a transformat. Și cum oltenii sunt oameni iuți de fel, repede și-au strâns bagajele și s-au mutat la cățeaua leșinată, unde și-au întâmpinat invitații cu pâine în țest și ciorbă de fasole.